Salutare și bine ne-am regăsit! Astăzi vom face o filmare puțin atipică. Nu o să vorbim despre animale, despre câmp, despre nimic din cele cotidiene, cum ar veni. Și o să vorbim de niște lucruri vechi, cu care am crescut sau care le-am moștenit după la părinți, după la bunici. Mie cam îmi plac lucrurile astea și am adunat ceva, așa că m-am gândit eu ca să o sosit timpul să vă prezint și vouă ceea ce am eu prin curte, prin magazie, prin dulapuri și așa mai departe. Și prima dată o să începem cu niște lucruri vechi, de care unii ne-am lovit, unii, cum am spus, le-am moștenit. Și prima dată, o să începem cu lucrurile mai sensibile, așa un pic, sensibile din ce cauză? Din cauză că sunt de hârtie, adică e vorba de un ziar. Asta e. A fost avariat pe aici, în zona asta. Este scânteia din data de sâmbătă 10 iunie 1989. Ziarul este complet. Are toate paginile, toate 6 paginile le are, dar nu prea a fost el strâns cum trebuie. Am încercat eu să-l îndrept, l-am trăznit și eu aici. Și cam așa arată ziarul nostru din 1989. În timpul ăla aveam eu vreo 16 ani. Aveam eu 89, aveam 16 ani. Și avem și programul de la TV aici. Și Vremea. Și un centenar Mihai Eminescu. Și stațiunea Neptun, o prezentare. Ca să ne aducem aminte de mai mult. Aici sunt programele cinematografelor, da? Cei care sunteți din București știți, și teatrele. Și un articol despre executarea lucrărilor agricole la recoltatul orzului și despre zootehnie în Mureș. Să știți că eu chiar am citit din el, cred că l-am citit aproape pe tot, așa. Nu sunt nostalgic, că v-am spus, în 89 aveam doar 16 ani, dar sunt lucruri cu care am crescut. Acum să vă mai arăt altceva. Este vorba de un penar, la fel de vechi. Și acum, ce conține acest penar? Ia uitați. Am 1, 2, 3 tocuri cu care se scria înainte, când se muia penița în cerneală. Da? Și am și peniță pentru astea albastre. Astea nu le-am apucat. Eu am scris la școală cu stilou și cu urmă mai târziu cu pixul. Dar, dacă vă aduceți aminte de creioanele HB. Așa. Creioanele HB, care este întreg și ascuțit. Da? Nu cu ascuțitoarea. Ascuțit cu cuțitul. Și cu lama ascuteam înainte. Și asta la altul tot la fel. Tot creion HB. Cei de vârsta mea probabil știți lucrurile astea. Trecem mai departe și ia uitați. Asta este valiza din armată. Completă așa cum e ea. Cu lacăt, cu mâner și cu tot ce trebuie. Închizătoarea.
totul funcționează și cum era la interior. Da? Asta era șifonierul meu în armată. Aici încăpea de toate. Și schimburi, și mâncare, și dulciuri, și tot ce vrei. Da? Deci valiza cu lacătul din armată de 100 de ani. Asta e. Asta este, după cum știți că se tăra pe mozaicul ăla, pe jos. Este. Și cum e acum. Și dacă tot suntem cu armata, să avem și raniță. Nu? Asta e ranița. Exact aia din armată, pe care o știm. Da? Cu închizătoarea de dedesubt și completă cu tot ce trebuie. Avem. Mai departe. Aici, în grajdul la capre, păstrez curățitoarea de porumb de la bunicu. Mai aveam una, dar nu dau de ea. N-am dat-o nimănui, dar nu știu eu acum unde e. Exact, uitați cât e detocită, exact cum o folosea ei cu cârpele astea înfășurate, exact așa a rămas neatinsă. Când în nopțile lungi de iarnă mergea la odăiță și aducea porumb ștules cu coșul și curăța și punea în saci și cocenii ăia de porumb îi băga la plită. Le făcea o căldură de dormeai cu capul pe prag. Asta e. Pe lângă curățitoarea de mână, o avem, aia care se punea pe mână, o am și pe asta. Uitați. Care și chiar funcționează. Este foarte veche. Și aici, pe aici se băga ștuletele de porumb. Pe partea asta, pe aici, ieșau boabele în jos. Deci pe gaură drept în jos, pe aici ies boabele. Și pe partea asta, pe aici, iese ștuletele de porumb. Din păcate, n-am niciun ștulete de porumb, că v-aș fi arătat. Deci, tot manuală e, dar ceva mai avansată, adică făceai mai repede cu ea. Așa, în felul ăsta. Chiar funcționează. Acum trecem la obiecte de iluminat. Asta sunt sigur că ați văzut-o de mai multe ori în spatele meu sau trecând pe aici și filmând. O țin în grajd nu ca să o folosesc, ci ca să o protejez așa oarecum, dar că a fost pe afară. Este completă, este o lampă cu sticlă de 10, completă și probabil că în iarna asta, dacă o să ajung pe la târgul de vechituri din Ploiești, acolo am văzut sticle de 10, am să-i cumpăr și nu o să mai vedeți aici, că am să o restaurez și o să mut în casă. Este perfect funcțională, are rotița aici, are fitil înăuntru, oglinda ei originală, tot. Și mai avem din astea, vi le arăt acum imediat. Mai am două lămpi de 5, asta din mâna mea. Trebuie schimbat tot mecanismul, că nu prea e ce trebuie. Asta l-altă e completă. Oricum, am 3 sticle de rezervă pentru ele. Și aici am o lampă așa de casă, completă și perfect funcțională, care chiar am pus gaz în ea și am folosit-o într-o astă iernă sau cu două ierni am folosit-o. Când a fost curentul oprit, n-am mai pornit generatorul și am scos-o afară pe pervaz și a luminat de acolo toată noaptea. Asta. Iar asta este felinarul care îmi place mie cel mai mult. Este un felinar de stradă, foarte vechi. Este de pe la începutul anilor 1900 și este aproape 100% complet. O să vă arăt și ce nu-i bine. Asta e din cupru. Se desface asta de aici, capacul.
Și aici este lampa. Are un dispozitiv care se ridică în sus și iese afară. Așa. Este perfect funcțional. Merge rotița, fitil, tot. Singura problemă este că e ciobită sticla aici. Am avut și ciobul ăla. Am zis eu că îl lipesc și lipit a fost, că nu știu ce am făcut cu el. Da. Așa arată un felinar de stradă de la începutul anilor 1900. Așa. Se închide. Toate piesele ale lui originale. Tot. Și așa. Așa era. Asta e. Mai am și încă un felinar, nu-i chiar atât de vechi ăsta, dar la fel este perfect funcționabil. E după 95, cred că e cumpărat ăsta. Și am terminat cu elementele de iluminat. V-ați plictisit? Mai avem, să știți. Oricum, o ducem până la capăt. Cât o fi filmarea, 20-25 de minute, 30, o ducem până la capăt. Acum avem de-abia 11 minute jumate. Hai să vă arăt acum de tăiat. Ăsta este fierăstrăul bunicului meu. Deci ăsta. Eu ăsta îl știu în curte de când mă știu eu. Uite, continzătorul lui, exact cum l-a lăsat el, așa este și acum. Singurul lucru care l-am schimbat a fost ața asta, pentru că ața care e, o pusese el era ață de cânepă și s-a dus, n-am mai fost. Na. Deci ăsta este al bunicului meu, exact cum l-a lăsat el, așa este și acum. L-am mai folosit și eu de vreo câteva ori. Și mai am încă unul. Așa. Asta este într-o coarbă și la fel foarte, foarte bun de tăiat. Deci taie de la sânge. Mână să ai să tragi pe el. Ce mai avem? Aici avem un cântar decimal. Adică ce înseamnă decimal? Un kilogram aici, pus un kilogram, reprezintă 10 în partea asta la altă. Se am greutăți pentru el. El funcționează foarte bine. Da? Este de 500 de kilograme, uitați aici. Și ce mai am? Am greutăți pentru el care se pun aici de ajunge până la 280 de kg. Deci am pietre din alea care așa arată, ajunge la 280 de kg. Este perfect funcțional și asta. În iarna asta mi-am propus să-l restaurez. A stat destul pe aici săracul și nu știu, mă mai gândesc, probabil îl voi vinde, mai mă gândesc. Ce mai am de la bunicu? Mai am această balanță care el o folosea când vindeam ei primăvara și când cumpăra var, când treceau căruțele cu var sau mai știu eu ce. Este exact cum a lăsat-o el. A mai rămas decât două lanțuri, dar cred că mă voi ocupa de ea tot așa, iarna asta și o voi restaura. Mai am un cântar din ăsta de alimentară care este tot la fel funcțional, da? Talerul aici și în partea asta unde se pun greutățile. Și din cântare vechi mai am unul așa, care din păcate nu este complet. N-am decât atât, doar ce se vede, altceva n-am la el. Dar îl păstrez și pe ăsta. Era să uit de un lucru important. Vă mai aduceți aminte de așa ceva? Lanternele copilăriei, uite, și chiar funcționează, uite, are becul aprins. Am găsit baterie la Dedeman, da? Și chiar funcționează. Uite. Da,
bateriile copilării. Lanterna, pardon. Și erau bateriile alea Elba, care le încercam cu limba. Așa, acum se găsește baterie Varta, dar este exact cum era, cu carton, tot original. Și becul ei e original tot, doar bateria este din altă generație. Ce ziceți? Mai mergem mai departe? Hai să mai progresăm un pic și să avansăm cu tehnica. Și acum să vedeți alte lucruri. Ia uitați. Radio Albatros. Radio Gloria. Cu ștecherul și cu cablul lui original. Antenă și la unul și la altul. Și aici televizor, ăsta e mai nou, așa, Telestar. Nu funcționează niciuna dintre acestea trei. Nu, le-am dus la meseria și l-a reparat. Ăsta a funcționat până la un moment dat și a bubuit. Era și pe 12V, mergea și la mașină, chiar l-am avut de câteva ori după mine la pescuit. Iar astea n-a putut să le dea nimeni de cap. Dacă nu se mai găsesc piese pentru ele. Dar nu mă îndur de ele. Și piesa de rezistență care funcționează, un radiocasetofon Grundig, da? Cu casetă. El merge. Merge. Așa. Din păcate n-am nicio casetă. Dar știu că funcționează. El merge pe toate lungimile de undă. Funcționează și acum îl auziți, îl ține steli la bucătărie, antena satelor merge non-stop aici. Și să rămânem tot în sfera muzicii, avem și un pick-up. Nu e românesc, nu funcționează, este doar de decor, dar la fel cum am spus la și la celelalte care le-ați văzut, nu e de dat, nu e de aruncat. Am pick-up? Am. Îmi pare rău că n-am discuri. Am avut, dar nu au mai fost carcasele cum trebuie și le-am aruncat pe alea, din păcate. Ce avem noi aici? Avem bunicu cu tații sau mamele și cu fierul de călcat modern, să zicem. Ăsta, teoretic, dacă mă apuc de el și îl lustruiesc și îl fac cum trebuie, sigur funcționează. Astea două funcționează 100%. Aici avem un model mai vechi, un model mai nou. Așa. Iar ăsta, că e mai nou, e făcut praf ăsta. La revedere și goodbye. Și dacă vă aduceți aminte și de reșeurile după timpuri pe care se făcea chiar și mâncare cu șnurul lui original, ștecher și tot ce trebuie. Și acesta este funcțional. Cam așa. Să ne aducem aminte. Deci ăsta are așa cam vreun kil jumate, două. Ăsta, mamă, uite. Made in Romania. Și asta la altul la fel. Românești. Și funcționează amândouă. Așa arată. Da. După cum vedeți, mai avem și încă un ceas Slava. Cred că după anii 60-70, care funcționează foarte bine. Îl auziți? Mai am un perete de la cu baterie. Așa, și asta este cutiuță. Se bagă așa. Și gata.
Și acum să vă arăt și ultimul obiect din casă și pe urmă ieșim afară. Acesta este, cred că după balanța aceea care v-am arătat-o, cel mai vechi obiect care îl dețin. Acest ceas este de la începutul anilor 1900, cred, care și el funcționează. A fost dus la un ceasornicar pensionar care l-a reparat, l-a recondiționat prin spate pe acolo ce i-a făcut, că acum merge. Singurul inconvenient care nu e ce trebuie, a trebuit să-l duc eu înapoi, dar parcă nu l-aș mai duce, este că la 24 de ore rămâne în urmă cam 5 minute. Dar eu nu umblu la el decât îl întorc, are cheia lui și asta e. Ce mai avem? Mai avem acest preș făcut de bunica mea. Deci are cel puțin 40 de ani minim. Și cred că are în jur de vreo 5 metri. Asta. Făcut la război de ea cu din coade. Așa zicea, strângea la unde strângea, ce strângea, astea le tăia, cum le făcea, că asta este preșul făcut de ea. Și acum mai schimbăm un pic registru și vă mai arăt tot lucruri din astea lucrate manual. După preșuri, acum avem carpetă de perete sau peretar, așa îi spunea bunica. Peretar. Asta este. Mai e încă unul aici. Astea sunt făcute de mama lui Steli. Și aici tot la fel. Mai departe avem o cuvertură de pat și cu recamier, exact cum era pe timpuri. Aici suntem în cameră la Steli, acasă la ea, la părinții ei. Și asta este cuvertura cum era pe pat. Cum se poartă pe pat și cum e și acum, în momentul de față. Aici și mai e și aici, în partea asta alaltă, tot la fel, cuvertură făcută manuală pe pat și pat vechi cu ladă pentru plapumă. Și șifonier, exact cum era pe timpuri cu care am crescut. Șifonier de abia scoți afară 4 oameni. Avem și peștele de sticlă, în cazul în care ați uitat de el, și vitrina cu bibelouri. Toată lumea a avut așa și încă mai sunt. De exemplu, aici nu intră nimeni și astea sunt exact cum am crescut de mici. Am terminat cu o parte de prin casă. Acum să vă arăt să vedeți ce este prin curte pe la tata lui Steli. Lucruri care încă se mai folosesc și astăzi. Dar au vrut la un moment dat să scape de ele, dar n-au putut din cauza mea. Și așa că o să vi le arăt să vedeți cam cu ce a lucrat Lisandru toată viața lui, cât a fost cooperatist. Hei, și acum să vedeți ce am adunat și după în curte de la Lisandru. Uitați-l și pe bosul. Cum stă el aici și cine i-a rupt lui oasele toată tinerețea. Asta un plug de un cal complet funcționabil. Plugul l-am găsit înfășurat în nailoane de el să nu ruginească. A fost dat cu vaselină să mai cunoaște. Asta o rariță. Eu? Mai e și rariță. Asta e prășitoarea, pardon. Prășitoare. Nu e, asta e prășitoare. Da.
Așa, deci o luăm de la început. Acum, avem plug, duncal, aici, avem prășitoarea, da, tot duncal, asta, rariță, așa, aici, boroana, aici, Lisandru, și ăsta aici, leagănul la căruță. Asta mai rar să vede. Care la fel este complet. Poți să-l pui și acum pe căruță și să pleci cu el fără probleme. La fel ca și tot ceea ce vedeți aici este complet funcțional. Doar un pic gresate trebuie. Ai legat calul de el și te tărăște până la București. Da, te tărăște până la București. Și ce are el în mână, ce ai în mână? E pe col. A? Ia uite. Tot la fel, foarte, foarte, foarte veche. Care încă o folosește și acum. Da. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Cam asta este pentru astăzi, asta am vrut ca să vă arăt. Dacă v-a plăcut, știți povestea, puteți să dați un like, puteți să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să comentați. Totul este gratuit, nu costă absolut nimic. Și dacă aveți obiecte, tot la fel cum ați văzut la mine în filmare, prin curte sau altele, lăsați un comentariu să știm și noi așa, unii de alții ce și cum. Cam asta e pentru ziua de azi. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Sănătate, să trăiți!